Da, în primul rând, bună ziua. Un antrenament bun. O echipă destul de agresivă cu care am jucat, dar eu zic că ne-am făcut treaba. A fost un antrenament foarte bun. Am reușit să și marcăm. Sunt bucuros că n-am primit nici gol și totul a decurs perfect. Ai marcat? O ții tot așa? Da, îmi doresc să o țin tot așa. Important pentru mine să nu ia echipa mea gol. Cine marchează, ăsta e un bonus și atât. Marchez rar așa? Nu, nu prea marchez. Cam rar. Ar trebui să vii la Petrov. Da, exact. Cum vezi lupta asta? E un fel de play-off al Liceator? Da, un fel de... Este o luptă destul de mare. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Pentru noi e important să nu pierdem. Orice punct este foarte bun pentru noi în lupta de a merge în prima ligă. Și eu zic că cu grupul pe care îl avem, lucrul acesta o să, obiectivul ăsta o să-l reușim. E luptă mare între voi, la fundaș central, să... Da, da, așa este, este luptă mare, dar este bine că cu cât suntem mai mulți, cu atât atragem mai mult la antrenamente, să demonstrăm, să jucăm cât mai bine și eu zic că este bine lucrul ăsta. Bucuros că deocamdată ai scăpat de Liga 1, în vedere situația ai avut acolo. Da, situația care a fost acolo, adică pentru fotbalul românesc e un dezastru, să stai 5-6 luni fără bani de Crăciun, să mergi acasă să n-ai un ban, a fost un lucru foarte greu. Sunt fericit că am plecat de acolo și că am venit aici. Înțeles, vrei ca CFR-ul să ia titlul? Cel mai bun să ia titlul. Te ocupă situația din Ucraina? Prea puțin, na? Doar ce am văzut la televizor, lucrurile spuse, dar nu știu. Eu zic că cel mai important să fie pace.